Tantule mai se le folosește. Bine, prima mitică! Emojutsu! Doamne, cum arată mitica aia, nu te cred! Bine? Bine, mă, uite-l, frate! Următorul spin a fost cu acest skin și se pare că avem deblocat absolut tot. Nu înțeleg de ce. Ce, mă? 5 gemuri și mie îmi dă un skin pentru 5 gemuri? Stai, ce? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys cu noul update 051 și noua raritate mitică. Da, știu că au trecut câteva zile de când trebuia să prezint acest update, de fapt cred că vreo 2 zile, dar din păcate weekendul acesta nu am fost acasă, așa că nu este nicio problemă, începutul acesta de săptămână este unul puternic pentru că e posibil să vină chiar și update-ul acesta sau... ar fi o idee bună ca să vină acest update săptămâna aceasta, cu siguranță. Ceea ce văd eu pentru prima dată când am intrat acum pe joc este că butonul de play este foarte mare. Nu înțeleg de ce e atât de lat, de ce l-au făcut atât de mare. Adică l-ai fi văzut din satelit efectiv acest buton de play și că a dispărut de sub party, dar nu știu dacă observați voi, a dispărut butonul de turnament, dar cred că va apărea pe varianta oficială, adică fără doar și poate. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul drag și de abonare, pentru că ajută foarte, foarte mult. Hai să vedem câte like-uri și abonări se vor face în 5 secunde, mai ales pentru această raritate mitică. Sunt o grămadă de skin-uri și mechile în acest update, deci vă dau 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1, vă mulțumesc mult de tot și totodată nu uitați codul mă dăi pe show pentru că asta este cel mai important dacă vreți să intrați la stagiile de gemuri și stumble tokens și e posibil ca să avem și un skin de dat gratis pentru abonați, așa că aveți codul mă dăi acolo în permanență, nu uitați că expiră o dată la săptămână și asta este cel mai important. În prima fază, dacă intrăm noi aici, vedeți că avem o nouă raritate mitică, exact cum vă spuneam mai devreme. Și la această raritate au băgat un efect special la skin-uri, brother. Uitați-vă cât de fain arată skin-urile. Efectul ăsta special... special la skin-uri speciale, dacă are o logică. Sensei Firefist-ul a fost remodelat sau nu? Bro, e remodelat, vorbesc serios? Adică arată puțin mai ciudat și are părul de foc? Sau odată cu culoarea ei se schimbă? Dar nu prea cred. Mamă, și culorile cum arată în momentul de față a fost schimbată, interesant chestia asta. Deci la mitice avem skin-urile astea speciale, care văd că au fost așa cu culori. Uuu, și uite miticele, frățiorul meu! Cum arată? Sunt 8 la număr și vezi că mai avem și speciale. Ok, păi vreau să le deblocăm, brother, de la roată și după aceea să și jucăm cu ele. Mamă, sunt o grămadă de skin-uri foarte faine în acest update. Avem și limited time wheel-ul acesta. Ok, și știi ce vreau să vă mai întreb acolo, să spuneți secțiunea de comentarii? Dacă ați luat vacanță de la școală, dacă ați terminat școala și totodată să-mi spuneți când ați vrea voi să facem turneul în această vacanță, adică în iulie. Vreți ca să facem turnele dimineața, gen la ora 12, sau vreți undeva după amiază pe la 1 ora 3 ca să înceapă turneele, sau vreți seara pe la 1 ora 9, să-mi spuneți voi acolo în comentarii dacă vreți ori dimineața, ori seara ca să facem live stream, adică turnee și să jucăm împreună, depinde de voi, cum vreți, poate dimineața sunteți mai activi. Prima dată și prima dată la ce să dăm, brotere? Să dăm oare noi aici vreo 10 spinuri, așa la Caterin, că mamă, dar cred că se aude prea tare sunetul. Astea cred că sunt degeaba pentru că doar sunt emote-uri. Se pare că avem emote comun. Deci până și emote-urile în momentul de față sunt pe rarități. Legendare, mitice și toate cele. Ia uite. Mamă, dar cât de faine sunt, bă, băiatule, mă. Cred că sunt și taunturi pe rarități și animation-uri. Ia uite, ăsta este comun, da, are logică pentru că este unul default și nu va face absolut nimic. Ok, se pare că multe se dublează și se reiau. Custom party, nu, nu este schimbat nimic. Deci decât o mapă am văzut, dar o să vă arăt imediat despre mapă. Bro, vreau să ne uităm puțin la... Da, hai să le luăm, ok, vom face manevra aia noastră. Da, să ieșim de fiecare dată pentru că aici văd că sunt aceleași, da. Deci toate sunt aceleași și vreau să le vedem după aceea. Dăm așa free, free și cred că putem să le luăm lejer. La skin-uri vreau să le vedem așa, când le vom lua. Let's go, tăticu. Ia. Unde dăm noi? Deci la emote-uri? Da, mă, frate, uite că sunt pe rarități. Nu te crede, deci astea sunt încă speciale, da. Mitice ceva pe aici? Dar vezi că n-a băgat niciun emote nou. Ceea ce înseamnă că e posibil ca în următorul Stumble Pass să avem un emote special și să mai vină un update, adică să prezentăm un nou update. Ceea ce e tare. Ok, am luat astea pe aici, sperăm. Asta este unul dintre ele. Exploding Money. Ok, destul de interesant. UFO Abduction. Del tragic extraterestru în sus. Și cam asta e, nu pe aici. Nu văd ceva care să mai fie nou. Neon Heart ăsta era deja. Neon Smile Face era deja. Nimic special. La animation, cred că la fel. Ăsta cu Money Explosion și Abduction, no. Emote-urile nu mă interesează.
chiar nu vreau să pierd timpul cu ele. Hai să dăm la skin-uri, să vedem skin-urile, broadele, odată ce le luăm. Ia, primul avem un legendar bonus Mac Blink. Ce, mă? Stai că n-am apucat să citesc foarte bine. Ce tari sunt astea. Sub Dog, Sub Dog. Aolo, cum a sunat asta. Foarte tare. Avem un epic, ăsta e emote, cred. Irelevante emote-urile alea, nu știu de ce le-ai folosi. Tantule, mai să le folosi. Bine, prima mitică. Emojutsu, doamne, cum arată mitica aia, nu te cred. Cât de fain, bro. Avem un efect special de picior legendarii. Wow. Ia uite ce emote legendar, doamne, de emote de treaba mare. Încă o mitică? Bine, mă. Nu vreau să-i spun numele acestui skin. Bro, sună ciudat. Știu că parcă se plângeau conte creatorii de afară la cum se numea skinul acela. Era puțin cam ciudat. Îl avem și pe Young, un skin legendar. Bine. Nu te cred că mi-l dă de două ori pe Young. Și să înțeleg că celălalt skin se va numi In. Bro, uite cât de tare specialele astea. Hai să le luăm și după aceea încercăm să jucăm cu fiecare specială în match. Să vedem cum arată, ăștia sunt cele mai importante specialele, nu? Avem și un skin nou, Trash Panda. Dar nu mi se pare așa tare legendarii. Sunt curios cât o să coste acestea mitice. Bine, speciala Phoenix, mamă cum arată și ce tare e efectul special de a debloca o specială. Tare, tare, tare. Vilgai? Ce? Vil? În fine. Avem și un skin epic de Skeleton. Dar știți care e fața? Că raritatea mitică e mai slabă decât speciala, deci tot speciala rămâne cea mai mare. Ceea ce înseamnă că astea mitice ori o să facă o roată specială? Încă mitic? McLoves? Ceva de genul ăsta? In, ăsta trebuie să fie In. Da, In și Yang. In și Yang înseamnă că sunt fată și băiat. Tare, tare. Da, uite. Dar fiți atenți, jmecherie. Mai devreme a picat Yang de două ori, acum a picat In de două ori. Și o mitică, bine mă, avem mitica Dusk Dragon. Mai știți că am văzut într-un videoclip acest skin liquid acu ceva timp? Uite că de-abia acum l-a băgat frate pe joc, dragonul acela. Bro, acum mi-aduc aminte cât de vechi era skinul ăla liquid. Bro, sunt prea tari skinurile astea mitice, cu siguranță. Bine, nici specialul, what, Strawberry Rita. Cât de bine arată skinul ăla și doar legendar. Foarte tare, l-avem iară pe Young. In și Yang, Yang și In, In și Yang, Yang și In. Încă o mitică, nu. Ce e asta, mă, o Hana? Ce? Mai dă și mie o mitică, broadere, nu-mi da emote-ul ăsta legendar. Lasă-mă naiba cu emote-ul acela. Doamne, uite, speciala din nou. Bă, dar arată prea bine Phoenix-ul ăsta. Prea bine. Wow, ia o mitică. Uite cât de fain este mitica aia, bro. Hashtag stumble, guys. Avem și efect de picior, ok. Din nou skin-ul ăsta, bro, come on, lasă-mă cu el. N-a picat nicio specială nouă. Vreau specială și mitică. Sau speciale nu cred că mai sunt în afară de Phoenix. Bă, da, că parcă sunt două. Da, uite, mai e una. Da, tăticu, nu mai dai emote-uri, te rog, vreau speciale, mitici. Specială, bine, mă, Sereia. Bă, dar rău skin-ul ăsta. Deci ăștia s-au depășit pe ei însuși la speciale și la legendare. De fapt, mai mult la mitice, că e raritatea nouă. Da, important este că, bro, vrem și mape noi, vrem și emote-uri speciale noi. Nu vrem doar o raritate nouă mitică și speciale. Bro, ăștia s-au luat după jocurile celelalte unde erau rarități mitice. Știți că erau toate, dar nu, că pe jocurile celelalte nu era special. Uite, pe Brawl, de exemplu, nu avea raritate specială. Ok, nu ne mai pică și nouă nicio mitică. Care-i șansele? Deci să zicem că în mod normal în momentul de față o special ar avea șanse de 2% sau chiar 1%. O mitică cred că ar trebui să fie mult mai mult, nu? Să fie cu șansă mult mai bună, eu așa presupun. Hai să mai dăm 10 spinuri să ne încercăm norocul. Poate pică încă o mitică. Păi da, îmi pică numai aici, frate. Lasă-mă cu emote-urile alea, că n-am nevoie de ele. Și banana e tare. Și n-am luat-o până acum. Banana nu am luat-o, băieți. Da, bine, skin-ul ăsta nu-l aveam. Bones. Bon noir. Bon noir, am zis bine, nu bones. Și unicornul Shimmer?
Da, nu-mi place acel unicorn. Da, te rog, mitica, mitica, bine mă, încă o mitică. Moonstache. Ce tare. Moonstache de la Moon și care mustață. Asta e duplicate. Doamne, dar ce skin-uri, bă. Câtă imaginație stai, mă. Bine, și banana, încă unul deblocat. Split. Bine, 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 bine. Păi și nu sunt mari, asta e important. Că skin-urile nu sunt foarte mari, sunt așa subțirele. Și nu o să te încurcem aici. Vă pun apără pe cât vreți. Din nou skin-ul ăsta, cred că mai avem ceva lipsă. Skin-uri speciale și mitice, nu, speciale nu cred, mitice doar. Ia să ne uităm noi puțin, după aia să intrăm. Deci, ce mai avem aici de deblocat? Oho, l-avem pe Leo, l-avem pe Cancer, lol. Mamă, dar cât de bine arată skin-ul ăsta. Uncle Sam. Și uite și Dark Fire Fist a fost puțin modificat, se pare. Astea de pe aici nu cred că au fost modificate mai deloc. Pixel Orbitul nu pare că a fost modificat. Mai avem astea 3 mitice. Unul putem și noi să le deblocăm, vorbesc serios. Bro, stumble guys. Vreau miticele, vreau să joc cu miticele până mă voi plictisi de ele. Ia vezi bă că avem specială, de fapt mitică, Uncle Sam. Bine bă băiatule, nu știu de ce îmi vine în continuu să zic. Încă una. Bine, două la rând, două mitice, Leo. Famos. Bine bă băiatule, mai avem doar una lipsă. Și nu înțeleg din ce cauză, zic din greșeală, specială. Pentru că eram obișnuit cu specialele și acum mi-e greu ca să mă obișnuiesc cu raritatea mitică. Cu raritatea asta nouă. Și trebuie neapărat ca să-mi intre cap chestia asta. Mitică, 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 mitică. Da, v-am zis, sunt curios de cât o să coste aceste skin-uri ca să le putem lua. Și cât de greu putem să le luăm. Pentru că dacă e o raritate mai slabă decât, decât speciala și... Cred că e mai slabă chiar și decât legendara, dacă nu mă înșel eu. Din ce am înțeles, ar merita întrebată chestia asta. Cred că da, pentru că pe toate celelalte jocuri avem epice, mitice, legendare, speciale. Numai că pe celelalte jocuri nu prea avem speciala, înțelegeți voi. Deci ar trebui să fie mai slabă chiar și decât legendara această raritate mitică. Dar ceea ce mă bagă pe mine puțin așa în confuzie e faptul că vedeți că scrie all, rar, epic, legendar și mitic. Ceea ce ar însemna că miticul ar trebui să fie după aia mitic special. Vedeți că sunt și skin-urile gen în ordine aceasta. Legendarul este aici, miticul este aici și după aia vin specialele, care ar fi cele mai greu de luat. În fine, mai avem decât pe acest skin Cancer. Da, așa e denumirea lui. Hai să încercăm să vedem dacă putem să luăm și pe acesta și să intrăm să jucăm cu ele, brodere, cu miticele acestea și mechere. Bine? Bine, mă, uite-l, frate! Următorul spin a fost cu acest skin și se pare că avem deblocat absolut tot. Nu înțeleg de ce. Ce, mă? 5 gemuri și mie îmi dă un skin pentru 5 gemuri? Stai, ce? Cred că e bug, bro. Doamne, nu te cred. Și nu o lasem până acum. Uite și dragonetele ăsta din nou. Deblocat. Oare are vreun efect ceva special acel dragonete mitic? Cine și-ar fi închipuit că acel dragon din videoclip va fi cu raritate nouă, bro? Adică, îți dai seama să te întorci în trecut și să-ți dai seama că, bro, o să avem o raritate în viitor. Hai să ieșim pentru că este irelevant. Și acum să trecem la prezentarea lor. Deci, prima dată trecem la prezentarea skin-urilor mitice. Uitați-vă cât de bine arată skin-ul ăsta Leo. Interesant, bro. După aia l-avem pe Cancer. Da. E ciudată denumirea, dar e important cum arată. Moonstache. Foarte tare. Un skin zburător care are și efect special din acele rachete, din acel jetpack, putem spune. După aia l-avem pe Dust Dragon, care nu are niciun efect special, nu, nimic. Uncle Sam-ul, și ăsta are, tot la fel din jetpack-ul acela. Interesant, ăsta e interesant, vă rog cum arată. What? Din fața are fața asta, gen și din spate râde? Incredibil skin-ul ăsta, foarte tare, îmi place mult de tot. L-avem pe acesta, căruia nu o să-i spun denumirea, că mie să nu fie vreo problemă aici, pe YouTube-scu. Deci, da, așa se numește. Putem spune apă, nu? Sau lacrimă, sau... în fine. După aia avem pe Hot Gloves McLove, care este mitic și iese foc din cap. După aia avem Phoenix-ul, care la fel îmi place enorm, bro, skin-ul ăsta. Și cred că la Phoenix ar putea să se schimbe și cu culul. Ai de viața mea cât de bine arată cu culoarea aceasta neagră. Incredibil, bro. Cu roșu cred că iar e foarte tare. Da, se pare că e genial. Dai să punem culoarea default, că... posibil ca la celelalte skin-uri să conteze, uite, dau exemplu cum este skin-ul ăsta, culoarea să conteze, da, exact, exact, exact.
Și probabil și la ăsta o să conteze culoarea și la ăsta, care au așa culoarea pielii. Și Sereia. Uite-o pe Sereia cât de bine arată. Și aici putem să schimbăm culoarea cum vrem noi. Cât despre alte skin-uri nu mai avem la mitice și speciale. Avem la legendare skin-ul acesta. Bonez Bon McBling. Nu foarte wow, treci panda, nici acesta nu e wow. Și mă rog, nu e extraordinar, că e legendar. După aceea ce îmi plac mie foarte mult este acesta, Subdog, cu Strawberry Rita, foarte interesante. Ăsta nu-mi place, ăsta iar îmi place foarte mult, Splits, da? Și cât despre Yin și Yang, nu. Ăsta ce mai îmi place mie foarte mult, Ohana. Da, ăsta chiar e tare. Sunt puține skin-uri care sunt fain la legendare. Și văd că și aici le-au băgat efect special. Și știți care e faza? Eu am mai luat un skin legendar pe aici, pe care nu îl văd. A fost cel pe care mi l-a dat pentru legendar. De fapt, mai bine zis, pentru acele gemuri. Dar fiți atenți aici ce avem în fișierele jocului. Watermelon Guy, care va fi legendar. Skin-ul pe care l-am prins noi atunci cu Hacker în fișierele jocului. Și chiar l-am prins și la roată. Wow, wow, wow. Dar nu putem să-l deblocăm pe ăsta deocamdată. Deci e doar aici, dar nu-l putem debloca. Mă, și eu nu înțeleg un lucru. Am luat skin-ul acela pentru gemuri, dar eu nu-l văd pe aici. E acel ninjalo cu capul mare. Ok, oare să fie la epice? Da, uite, la epice mai avem pe Bon Noir. Atât avem ca skin epic. Și încă ceva pe aici, ia să ne uităm noi. Nu, se pare că astea toate au rămas la fel. Bro, cred că e bug acel skin. Și nu cred că e în fișierele jocului, dar eu l-am deblocat, altfel nu pot să-l înțeleg. Bro, nu vine să cred așa ceva. Deci, uitați-vă skinul ăsta, da, ăsta de aici, arată un skin default, practic. Și am zis, bă, ce naibă m-a băgat ăștia skin default legendar? Și dacă apeși pe el, apare Pixel Boxer. Cât de tare e chestia asta, gen? Și culmea este că, uite, acum, odată ce m-a apăsat pe el, apare Trash Panda-ul. Dar, de fapt, e Pixel... Cred că e bug, bro. Ce ciudat. Ăsta e un skin secret, putem spune. Hai să începem cu prima mitică ca să jucăm. Și pe lângă faptul ăsta, avem și o mapă nouă. Sincer, cred că o să intru doar la un match, așa, ca să vă arăt, pentru că mapa asta nu mi se pare foarte tare. Este Blaster Base 0. Și nu înțeleg un lucru. De ce, Doamne iartă-mă, fiecare update se încurajează mapa aceasta Blaster Base? Nu înțeleg. De fiecare, deci asta este a treia oară sau e a doua oară? Nu, e a doua oară, că e Blaster Base-ul normal. Și asta e a doua mapă remodelată de Blaster Base. Cea care este cu timp, da? Și asta acum care vine zona peste tine și te strânge exact ca pe Brawl Stars. Deci va veni acea zonă și practic te va face ca să te bați împreună cu ceilalți jucători. Dar pe lângă faptul ăsta poți și să sari pe acele platforme de sus. Asta este interesant. Uite, păcate că nu putem să dăm skin-ul, bro, deci nu o să pierdem foarte mult timp pe această mapă. Aici ce se întâmplă? Ok, avem gravitație, putem spune. Și uite, poți să te duci aici și să iei scutul. Da, vezi că gravitatea asta nu e așa de mare. Nu. De fapt, e destul de decentă ca să poți sări. Și dacă tu vei intra, de exemplu, aici, da, nu o să mai ai? Nu, nu o să mai sară la fel ca afară. Interesant, bro, interesant și cum vine zona aia peste tine. Știți ce sunt curios? Să mă duc doar să văd cât damage îți dă zona, pentru că mare parte mapa este aceeași, doar trebuie să sar pe aici. Oare tu poți să te duci pe aici pe sus? Doamne, tu poți să te pui pe clădiri, frățiorul meu, în momentul de față. Ia, nu poți să trec aici, deci asta este peretele de care nu poți să treci. Uite, vine zona, ușor, ușor vine zona progresiv peste tine. Dar este interesant faptul că tu poți să sari pe pereți în momentul acesta. Ia, ok, și aici putem noi să sărim? Uite, putem să stăm chiar aici, brodere. Incredibil așa ceva. Și poți să tragi în jucător? Dar optimiza mapa în vreun fel anume, gen, poți să tragi mai bine? Sau, ia. No, nu chiar. Nu poți să tragi chiar atât de bine. Hai mă să intrăm în zona, brodere, să vedem. 92, 82, 72, uite, te și anunță. Return to safe zone. 52, 42, deci cam 10 îți dă, broadere, pe secundă, 10 damage. Oare dacă tu te vei duce și va avansa zona, îți va da mai mult damage? Oricum, asta e un lucru tare, că ori vei sta în zonă și vei muri, ori, dau exemplu, te vei duce și te vei bate. Uite cât de mult a avansat zona, nu te cred. Nu, deci, indiferent de situație, probabil doar 10 îți va da damage, deci fără doar și poate.
Văd că hitul poți să-l dai mai lejer. Ia aici ce se dăbla. Easy, seara mai mult sau nu? Nu chiar. Ce face asta, brother, aici? Bă, ai adormit? Uite cum dă și el mie damage. What the? Bă, bro. Ușor, calm. Calm. Na, nu m-a lăsat să sar. Ce credeți? Și aici nu poți să sari. Asta te poate catapulta. E bine, bro. Păi, interesantă mapa. Cred că am putea să ne jucăm multe de față cu abonații. Sau cel puțin să dai un 1v1 cu abonatul. Pentru că nu va mai dura și nu vei mai putea face foarte multe drawuri. Asta este important. Ah, platforma aia pică? What the heck, bro? L-am omorât pe ăsta și m-am calificat pentru că l-am murit în zonă. Respect la mapa asta. Au făcut un update splendid cei de la Stumble Guys. Hai să vedem fiecare skin în match cum arată. Acesta este primul skin mitic pe care îl arătăm și arată foarte bine, brodere. Are efectul acela special că odată ce te vei mișca, practic, practic se vor vedea acele steluțe. Dar știți ce nu am pus eu? Footstep-urile și nu le-am arătat, dar nu este nicio problemă pentru că o să le arătăm imediat. Foarte interesant skin-ul, îmi place. Dar vreau să le vedem și pe restul. Cât despre footstep-urile acestea, se pare că avem și aici rarități și avem epice, legendare și așa mai departe. Avem light speed, avem hamburger, steagurile astea le știm deja. Bear traps-ul acesta, hashtag stumble guys, flag și liquid metal. Iar la legendare avem pe hyper drive, ăsta l-aveam deja. Block dish grid, foarte interesant cum arată acesta. Pop, pop, ce? Dark God Tentacles, ok, Mach 10 și Rainbow Rayo. În rest nu mai, se pare că mai sunt și altele, ok. Foarte multe care au fost puse pe rarități. Nu știu cum au reușit ca să deducă chestia asta cu raritățile. Dar, haideți să luăm pe acesta și să punem următorul skin pe care să-l testăm. Și acela este Cancer. Oh my god, ce nume, bro. Vai, cum arată skinul ăsta, incredibil, bro. Și uite cât de fain este efectul acela special de picior, că de fiecare dată când vei merge vor ieși tentaculele din pământ. Da, bă, se potrivește la fix, no way, bro. Ar trebui să dăm și emote-urile ca să putem da pe skin-urile acestea. Chiar vreau să spuneți acum în secțiunea de comentarii care dintre skin-urile acestea 8 mitice este preferatul vostru și pe care ați vrea voi ca să-l primiți gratis. Nu uitați totodată și codul Mădălin pe shop, asta este important. Să trecem la următorul. Și următorul skin este acest mustache. De fapt, nu știu eu denumirea foarte bine, dar știu că e ceva cu mustață. Trebuie să-mi ia ceva ca să învăț toate aceste denumiri ale noilor skin-uri mitice. Arată bine skin-ul, ce-mi place mie foarte mult este acel efect special de jetpack, adică de rachete din spatele lui. În rest este un skin zburător, din față și el e foarte tare și mai ales că poți să-i schimbi culoarea și tot ce trebuie. Cât despre animația, să vedem, avem pe asta. Vezi cât de fain este chestia asta așa, cu culoarea aia albă. Interesant și poți și să-l anulezi. Iar celălalt este cel cu bănuți, care dintr-o geantă o să iasă bănuții. Dar uite ce ciudat este că îmi pune fața aceea zâmbitoare. Ok, nu cred că ar trebui să fie fața aceea zâmbitoare, nu? Momentul de față. Și ala asta 3, dacă vom pune, este doar o banană simplă. Și skinul Dusk Dragon, pe care l-am văzut noi deja liquid acum ceva timp, cred că luni bune de zile, în acel videoclip. Arată bine skinul, nu pot spune nu, doar că n-are niciun efect special. Sincer, m-aș fi gândit ca să-i creeze acolo un efect, să iese foc din acei ochii a lui, să iese un foc din ăla verde sau nu știu, un efect din ăla special. Dar, nu știu, credeți că mitică ar fi ok? Da, decât să-l bage specială, mai bine l-au băgat mitică. E interesant, dar nu extraordinar. Celelalte îmi plac mult mai mult. Bro, l-avem pe unchiul Sam aici. Și uitați-vă cât de bine, cât de bine arată. Nu mă așteptam ca skin-ul ăsta să aibă un efect așa de fain. Mai ales cel puțin acel jetpack, acele rachete. Da, îmi place skin-ul ăsta mitic. Pot spune că e unul dintre favoritele mele. Cel puțin cum arată și mai ales efectul acela care este cu artificii din spate. Pot spune că face toți banii. Da, lol, e unul dintre preferatele mele cu siguranță. Și acum trecem la cele mai ciudate skin-uri. Primul este Emojutsu, nu? Emojutsu? Incredibil, bro, cum arată skin-ul ăsta. Am pus și efectul acela special de footstep. Deci din față arată așa, din spate se pare că râde în continuu, bro. Ori râde, ori plânge, dar nu, râde, clar.
Bro, e incredibil așa ceva. Dă-i micus, frate. Voi credeți că în meci, dacă va veni cineva și îți va da emote, nu o să fie un avantaj foarte mare pentru că efectiv o să te nimerească foarte greu? Nu credeți asta? Eu văd că stă bine pe emote, dar e destul de micus skin-ul. Bă, e ciudat, nu știu. Pot spune că e favoritul meu, dar e și ciudat totodată skin-ul. Și uite săracul bot cum s-a blocat acolo. Nu mai face nimic alăl. Și avem și skin-ul de apă, care pot spune că ăsta e și mai în avantaj. Adică uite, dacă n-aș avea efectul ăsta special de picior, pe care l-am luat ca să vedem cât de fain este, ar fi foarte micuț caracterul. Nici măcar nu l-ai vedea, brother, ar fi decât capul, puțin mâinile și acolo picioarele. Și da, efectul acela special de apă. Dar în rest, nimic n-ai observat din skin-ul acesta. Bro, chiar e tare. Chiar sunt tari skin-ul ăsta. Aș vrea să le văd foarte curând pe joc, ca să ne putem da seama dacă aceste skin-uri te vor încuraja în vreun fel anume, adică în meci, dacă o să ai vreun avantaj, ceva, nu știu ce părere aveți despre ele. Și ultimul skin, Hot Gloves, ultimul skin mitic, mă refer aici, că după aceea avem cele două speciale ca să le prezentăm. Nu pot spune că e ceva fantastic la acest skin, doar că este skin-ul normal de Hot Gloves, de fapt de Gloves, dar e cu acel foc din cap, pentru că de asta și se numește Hot, și are acel tatuaj de pe el, un tatuaj de boxer profesionist. Dar cred că asta mitic, asta au aruncat acolo ca să fie. Nu mi se pare ceva extraordinar față de cealaltă pe care le-am prezentat. Și acum trecem la skinurile speciale. Avem două skinuri speciale. Din păcate n-am băgat acel efect de culoare, pentru că puteam să-i punem efectul roșu, dar am zis să lăsăm așa default. Uitați-vă cât de bine arată de la spate. Wow, aripile alea care au chiar efect și din mișcare, dar și când stai pe loc. Bro, e chiar tare skinul ăsta. Chiar îmi place mult de tot. Bine, dacă stau să mă gândesc, skin special. El l-au pus doar pentru că are acel efect de aripi, de foc, putem spune, pentru că în rest nu este ceva extraordinar sau ceva wow. Dar pentru un skin special e chiar meritat, că sunt altele mult mai slabe, sincer, mai ales din trecut. Dar pot spune că o să-l iau sigur, mai ales cu tu Mădălin pe shop, ca să ai mai mult noroc. Și ultimul skin special de pe acest episod este această serie, această sirenă. Nu știu ce să zic. Credeți că ca băieți ar merita skill-ul ăsta să-l iei și să joci cu el? Cu această serie a? Adică pentru fete cred că ar merge, dar pentru băieți probabil doar așa la Caterinca. Nu știu, depinde de voi. În fine, cu toate astea, cam asta a fost toate skill-urile mitice și legendare pe care am putut să vi le prezint. Nu uitați de butonul de like și de abonare. Poate o să vină într-un episod în care o să jucăm cu ele toate și să jucăm împreună cu abonații când o să vină beta open, ca să le testăm. Și partea ce mai interesantă este că mai avem și pe cealaltă legendare și epice, dar nu mi se pare atât de wow, dar poate vi le arăt în următorul videoclip. Un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult și nu uitați codul Mădălin pe shop dacă vreți să aveți și voi noroc ca să luați aceste skin-uri și dacă vreți să câștigați gemuri și stumble tokens. Eu m-am dus, toate cele bune, ne vedem mâine la livestream și turneul de 3v3. Pa, pa! Subscribe.